Da, ne-am reîntors să mai, să mai povestim așa câte ceva despre ce s-a întâmplat. Mai bă. Stai că am dat un pic ăsta aer condiționat drumul și trebuie să-l îndrept așa un picuț că îmi bate drept în freză. E gata, l-am rezolvat. E bun, dar să nu exagerăm, da? Da, băieții sunt pe șosele, în speță poliția, e pe șosele. Dacă vreți părerea mea acum, eu cel care mai comentează așa, că stau la pândă, că au target, că trebuie să facă bani și așa mai departe, în perioada asta trebuie să recunosc că îi vreau pe șosele și îi vreau din ce în ce mai des pe șosele. S-au întors acasă, ai noștri plecați în străinătate și în fiecare an când vin acasă, nu vreau să fie ca o critică, e doar o constatare. Se întâmplă. Se întâmplă viteză, se întâmplă spargere în figuri, se întâmplă depășiri, se întâmplă evident și accidente. De asta îi vreau să fie, pe cel puțin în perioada asta, a verii și a concediilor, îi vreau să fie mult, mult mai prezenți, chiar dacă asta înseamnă și pentru mine și pentru noi ceilalți, înseamnă disconfort, să fie acolo pentru că e nevoie de ei. Număr record de radare pe șoselele județului, 18 mașini plus 2 radare pistol. Această mobilizare a fost posibilă în condițiile în care la Suceava au fost detașate pentru 4 zile optice aplice rutiere din Iași, Maramureș, Botoșani și Bistrița, Năsăud. Adică a fost un desant aici, a fost o descălecare aici la Suceava. S-au dat 466 de amenzi, valoarea undeva la 230.000 de lei. Cele mai multe, 303, cum vă spuneam, au fost pentru depășirea ale limitelor de viteză înregistrate cu radarul. Și când vorbim de viteză, spuneam, nu că nu s-ar fi circulat cu viteză și înainte, dar acum parcă lucrurile au început să o iau un pic. Ca observație, v-am spus, chiar ieri am circulat mult pe drumurile din județ, am fost și la Rădăuți, am fost până la Câmpul Lung, am venit în partea asta la Fălticeni și m-am mirat știrea în această dimineață cu 18 mașini. Dacă au fost, da, au fost foarte discreți, ceea ce e foarte bine. Și eu trebuie să mă laud, am început să conduc mai prudent. Legal, nu? Ceva, așa, dar a fost nevoie să mi se arate cumva. Dar Florin, 18 mașini pe drumurile din județ înseamnă foarte mult. Foarte mult, sigur. Sub nicio formă nu aveam cum să evit măcar 2-3. Așa, și dacă nu le-am văzut, drumuri înseamnă... Naționale, da, vorbim da, de da, drum, nu, da. Și am circulat, deci fără, am mers normal, fără să mă gândesc la faptul că, știu eu, mașinile poliției ar fi... De altfel, eu sunt obișnuit, nu navetiți de Rădău, sunt obișnuit cu prezența mașinilor radar. Dar am spus-o, dacă nu găsesc într-o zi una, a doua zi, sigur, prin două radare. Așa că nu e nicio problemă. Dar spun, de această dată, sau cel puțin ieri, în perioada în care am circulat eu și încă am circulat, au fost discreți, nu i-am văzut. Că este o perioadă mai grea, augustul, nu știm că acum suntem așa în luna de pregătire, iulie este luna de pregătire pentru august, august este luna cea mai grea pentru județul Suceava, pentru drumurile din județul Suceava. Sincer, eu mi-aș dori aglomerații acum. Acum e perioada în care Bucovina... Răsul Pepi Coman. Să spunem, localitățile din județul Suceava care au activități turistice își pot arăta potențialul și mi-aș dori să fie aglomerație pe drumurile din Suceava, astfel încât și la Vatra Dornei, și la Câmpul Lung, și la Humor, și la Fălticeni, și la Putna, și la Sucevița, și unde vreți dumneavoastră să vină turiști, să se simtă bine, să petreacă. Nu mai aveți grijă la încasări, pentru că urmează impozitul pe venit, nu pe profit. Da? Iei banul de la turist. Deci cam cum, ce înseamnă pentru un proprietar de pensiune, da? Schimbările acestea ale PSD-ului. Iei banul de la turist, din care tu mergi să cumperi mâncare, trebuie să speli ceașafurile, trebuie să plătești angajații, și în cel mai bun caz îți rămâne un leu. Până acum impozitat era leu. Acum ai încasat 1,5 milioane. Câte, adică bănuțul, venitul, ca să, da, ca să ne explicăm, venitul înseamnă... Încasarea, tot ce înseamnă toată încasare. Toată facturica și chitanță, da, pe care încasat. O tai, tot ce ai încasat. Și ai încasat pentru ce? Am cumpărat pătlăgele, am cumpărat... Nu, casa, aia e cheltuiala. Dar pentru ce? Dar eu pentru ce am... Dacă nu e... Banii ăștia nu i-am băgat eu în buzunar. Dacă să pot taia factura, da, am cumpărat pătlăgele, am cumpărat că trebuie să dau mic dejun, da, sau cină, sau cutare, așa, și așa mai departe. Și putea rămâne un leu.
Și de putea, putea din, din asta să, bun, să rămână un leu profit. Până acum eram impozitat cu 16% din leul ăla. Din leuțul ăla. Acum, eu dacă am factură, spre exemplu, 1.200.000, să spunem, pe zi sejurul cu mic dejun, da, mă impozitează 1% din 1.200.000. 1, 2 sau 3, nu poți să știi, da, care. Bun, depinde 1, 2 ce, sau 3, depinde. Da? Da? Despre asta e binefacerea PSD-ului pentru județul Suceava, domnul Coman. Dar dumneavoastră care am văzut că încercați să dezvoltați, adică în această zonă. Adică de acei 1.200.000, 12 lei pleacă automat. Automat la, automat, pleacă la PSD pleacă, da. Să le dea, pentru cei vor banii ăștia, ca să le dea pensii speciale unora ca să-i protejeze, că se vede că e clar pentru ce le-au făcut pensiile speciale, ca să fie protejați. Așa? Și să le dea mocângeală, pensii pe degeaba și ajutoare sociale, celor care îi votează în continuare. Pentru asta e. Mai vorbim de vreo activitate în România? Este, mai avem un pic de timp în care să mai închidem firmele, cei care mai avem firme. Da, veți vedea, eu am trăit momentul în care, tot după o acțiune de acest tip rupistă, când cineva dusese pe preț, dacă nu mă înșel, chiar din zona de dreapta. Boc era atunci premier, când a venit cu acea bazaconie cu impozitul forfetar. Forfetar, da. Da? Noi, la săptămânalul de Rădăuți, am avut atunci peste 200 de anunțuri de firme închise. Odată cu forfetarul din Rădăuți, erau firme deschise, oameni care așteptau momentul oportun ca să-și facă o afacere, să facă ceva, care în momentul în care au auzit de forfetar, au închis. Și a fost momentul în care s-au închis peste 60% din pensiunile de la Sucevița. La fel. Omul primea, el avea o firmă. Da, îi veneau turiștii în weekend de regulă. O familie, două, trei, tăiau o factură. Nu era mare. Da, era. Da, era tăiat. Dădea acolo. Că atât avea. În momentul în care s-a pus problema impozitului forfetar, omul și-a făcut socoteala și a spus, eu ca să plătesc forfetarul, trebuie să primesc 3 familii. Nu una. De unde mai scot eu 2 familii ca să vină, ca să-i plătesc lui Boc forfetarul? Așa s-a pus problema. Închide firma, pac, și lasă că vin oaspeții noștri. Oricum vin. Da, oaspeții vin la noi și bine și la revedere. Cam asta se va întâmpla. Se va întâmpla și acum, numai că acum vor pleca cei care aduceau bani în România. Aduceau, au adus. Că nu le-au mai ajuns șpăgile și așa, asta e altă treabă celor care au acum drept de decizie. Repet, este altă treabă. Dar numai atât. Pentru ei, pentru oamenii lor, pentru cei care fac business și întrețin diverse activități în această zonă, vedeți ce impact va avea. Ei, asta este. Dar contează, este cineva supărat? Ce fericire a fost la Rădăuți sfârșitul ăsta de săptămână? Și nu numai. Și nu numai că a fost un sfârșit de săptămână plin. Poate zic eu așa, mă gândesc, derulând un picuț tot ce s-a întâmplat politic în ultima perioadă, l-am văzut pe, și nu-i cu poate, e cu această certitudine, nu la agricultură, a rămas același pet, același daia, nu? Sau greșesc? Da, e același. A rămas același daia. Deci, da, a rămas același ministru agriculturii, ministru cu oaia. Nu, deci la noi se spune, bă, cum e asta, e cu vaca. Nu, nu, nu. Deci el e ministru cu oaia. E nedrept. Deci este nedrept domnul daia cu oaia. A fost doar pentru oaie, ministru suport. Cel de la turism a venit cu ideea de a brândui. El a fost omul, da? Care făcea galeria. În sensul ăsta. Adică, dar lui a spus, da, că are suficiente oi în minister care ca să susțină, da, proiectul. Să susțină, da. Da, e nedrept pentru dumneavoastră. Ministerul în sensul contabilizat, nu, este, a oilor da, pe care le contabilizează ideea ministerul. Ideea a venit din partea ministerului turismului, minister care poate ar trebui să se ocupe și de Făltice. Și poate ar trebui să se ocupe și de alte zone foarte, foarte importante. Ministerul ăsta al agriculturii. Și cum spuneam, în ultima perioadă mă enervează, dar trebuie să recunosc, chiar dacă mă enervează cumplit, trebuie să recunosc că oamenii se mișcă. Uite, în pagina 20 din obiectiv găsesc un titlu și spune așa, Bulgaria. Bă, deci mă enervează Bulgaria, să nu înțelegeți, Doamne ferește, că am o problemă naționalistă cu Bulgaria. Nu, nici pe departe. Mă enervează Bulgaria că se mișcă mai bine ca noi. Cu mult, cu mult, cu mult mai bine. La turism ne-au dat lecții, ne dau de ceva ani. Noi n-am învățat nimic, dar absolut nimic. Nu facem nimic altceva decât să le dăm peste degete, an de an. Noi suntem pe principiul tunurilor. La noi, cu mare ce greutate, mi se pare, anul trecut a fost o intenție, nu știu dacă anul ăsta o să funcționeze, o intenție a unui investitor care a spus, băi, facem all inclusiv și la noi. Mă înțelegi? Ăștia cu all inclusiv deja au trecut la faza aia, știi?
ultra all inclusiv, ultra, ultra all inclusiv. Adică nu mai știu ce să mai dea, știi? Adică îți dau de toate. E ceva de genul, cum vă spuneam, vreau să beau niște apă de la Ierusalim. În dimineața asta am ajuns. Am ajuns. Deci e proaspătă, acum am adus-o. Deci de la acum, de, ce să mai da, sfințită e, să, vreau să mă botez în apă din Iordan. A aterizat avionul. Deci într-o oră o aveți. Nu e nicio vezi. Acum numai să descap, pac și formalități și am venit cu a... ce mai vrei. Adică orice îți trece prin căpușor, da? Promovează. Asta înseamnă, domnule Cătălin Coman, să faci, să faci pentru România. Bulgarii nemulțumiți și strigă. Ei, pe lângă faptul că ne dau lecții, ne dau lecții la construit autostrăzi. În ultima perioadă nu ne-au dat lecții. Dă lecții. Ne-au dat lecții la tot ce înseamnă turismul. Se mișcă foarte bine atunci când vorbești de actul decizional și de relația pe care ei o au cu Uniunea Europeană. Noi cum facem? Noi ce facem? Așa. Cățeluș, știi? Ferească Sfântul să nu țipi careva la tine, da? Preventiv. Bulgaria. Multinaționale ne vând alimente cu alte ingrediente decât ale ei. Nu vorbim de multinaționale în sensul că vin și fac, nu știu, chestii, drăguțe și așa mai departe. De mult timp se vorbește, de ceva timp se vorbește despre faptul că sub aceeași siglă se vând produse diferite. Produse pentru Est de o anumită calitate, produse pentru Vest de o altă calitate. Ei, da? Acum vorbim de produse pentru Bulgaria și noi, produse pentru România. Nu mai putem vorbi de Est și Vest. Nu vorbim tocmai. Da, dar ei vin și spun așa, băi, nu-i în regulă. Și vin și fac o interpelare și strigă la Uniunea Europeană și strigă, băi, Uniunea Europeană. Bă, n-avem noi o problemă neapărat. Să vină să-și vândă produsele. Bă, dar să fie la fel. Dacă pentru voi sunt cu, habar n-am, cu ABC... Bă, să fie și pentru noi cu ABC, să nu fie pentru noi cu jumătate din alfabet, da? Când mă zic de tot felul de, de chimicale care se pun în acel produs. Deci, cam la ceva la genul ăsta. Și zic așa, într-o mișcare ce contrastează cu liniștea de la București pe această temă, Bulgaria a anunțat că va presa Uniunea Europeană să rezolve problema standardelor duble. Asta face Bulgaria. Ce facem noi la București? Pe cum ce facem noi la București? Noi la București facem bine. Astăzi, spre exemplu, avem o comisie care vorbește despre ordonanța 13 și despre utilitatea ei. Societatea civilă vine acolo să facă scandal și să bată cu pumnul în masă pe bună dreptate și să vorbească despre plafon, până unde poți să furi și cât poți să furi și să știi, băi, fur până la o anumită cifră și de acolo nu mai merg la mititica, adică fur cu înțelepciune. M-ai înțeles? Cât fac? Deci, toate lucrurile astea. Asta se discută la noi. Vorbim de turism. Niciun fel de promovare. Ați văzut în ultima perioadă, vreo acțiune a guvernului. De după 28 decembrie, cred că, când a fost investit guvernul Grindeanu încoace, un guvern PSD, evident. Ați văzut vreo acțiune care să vorbească despre promovarea României? Despre promovarea a ceea ce avem noi în România, zonelor. Ați văzut una? Niente. Ați văzut vreo luare de poziție, în afară de faptul că am făcut tot felul de tâmpenii și aia de acolo încearcă și ne spun, băi, la povestea cu salariile, aveți de grijă pentru că o să aveți o problemă și nu o să vă înscrieți în, cum se cheamă povestea aia? În limitele, să spunem, bugetare acceptate și de către Uniunea Europeană, ca să nu vă creați o problemă vouă și implicit și nouă, dar să nu vă creați vouă în primul rând o problemă. Numai scandaluri de genul ăsta am avut. Avem tot felul de bile negre, dar n-am ieșit odată să vorbim despre România, să spunem, bă, tată, noi în România din că avem o problemă, bă, hai să o găsim o soluție. Nu. Noi în România n-avem nicio problemă. Prima noastră problemă este, suntem foarte, foarte îngrijorați, dacă e să cităm pe Coman, da? Să vedem da, cum e povestea asta cu Bucovina, în condițiile în care despre Bucovina, despre brand și despre județul Suceava și despre Bucovina, care înseamnă județul Suceava. Bun, acum, pentru domnii care au această preocupare, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, domnul Coman este o victimă în comunicare în această perioadă. Dar s-a spus de chestia asta, da. Toată lumea a spus, da. Băi, Suceava, okay. Integrum, înseamnă Bucovina. Pentru cei care sunt supărați pe această treabă, poate și noi ar trebui să avem o inițiativă la acest nivel și să nu mai spunem Republica Moldova, să spunem Basarabia, cum este normal. Deci nu e Moldova, nu avem Moldova, e Basarabia. Moldova e un întreg. Și cu cei România, și cu cei dincolo de Prut, și cu cei de, la nordul graniței cu Ucraina, nu? La sudul Ucrainei, din acest punct de vedere. Da? Poate discutăm despre Basarabia, nu despre Moldova.
Pentru că sunt puni supra, acolo e toată cheia în această perioadă. De ce să vorbim despre Moldova? Moldova care, nu, l-am auzit pe Dodon în ultima perioadă când ne povestește de Ștefan cel Mare și așa mai departe. Mă așteptam ieri să-l văd călare venind la Putna. Să spună că Moldova nu e a mea și nici a voastră. Ea lui Putin... Oricum ați vrea-o voi. Deci voi sunteți basarabeni. Poate ar fi bine, din acest punct de vedere, România să-și apere interesele și să explice oamenilor și europenilor că acolo e Basarabia. Da? Așa, ca idee. Nu, dacă tot avem treabă, ne găsim alte treburi decât cele care țin de nevoile noastre normale. În rest, ce turiști să promovezi? Acum, hai să... cine să promoveze ce? Păi n-ai văzut... Florin, ce să promoveze? Să... N-ai un ban. În România asta nu s-a dat drumul la un ban. Nu există. Deci? Ce să faci? Au venit băieții ăștia cu guvernul Tudose. Bă, are o moacă Tudose, asta extraordinar. Deci a venit, da? Ce au zis? Bă, pensii, bă, salarii, bă, deci trăiți, o să trăiți, bă, ca belferii, bă, o să vă cânte în mamanele, bă, o să fie treaba nu bună, foarte bună, bă, o să fie atât de bine, că nici nu o să știm despre ce, cât de bine o să fie, da? Tot o să fie lapte și miere și au început deja să lanseze pe piață alte promisiuni. Bă, nu știu de unde le mai scot, că mă întrebam la un moment dat, bă, ce o să mai promită? Deci oamenii ăștia sunt de nestăvilit. Deja au început să promită autostrăzi. E ceva de genul, după toată povestea asta numită, ca să contragareze într-un fel mișcarea asta de frontă pe care a făcut-o băiatul ăsta de la Iași, al lor, cum l-o fi chemând că nu-mi vine primarul de Iași, da? Cum? Chirica, așa. Chirica au zis ceva de genul, băi, zice, gata, bă, am pus-o la priorități, bă, facem autostrada Iași-Târgu Mureș ca să legăm și să plecăm în Occident. Păi ești nebun? Păi ești cu capul? Cu Răzvan Cuc, care la, și care n-a făcut decât nimic altceva la minister, cu ăsta facem autostradă? Și o face, ci că în următorii 4, până în 2020. Bă, ăștia-s cu ca... Deci, cum să faci? Băi, deci fă-o! Că doar nu e. Băi, deci era povestea aia, știi, cu împăratul roșu, care trebuie să-și fă-mi un pot de aur, știi? Cu aia și a făcut un pot și... Bă, ce e asta, bă, poveste, bă? Ce e cea, bă, harap alb? Ce e cea, bă, frate? Adică atât de dolomați suntem ca să punem botul la tot felul de povești? Bă, au ieșit cu poveștile pe piață. Și ne prostesc, și ne prostesc, și iar ne prostesc. Sunt curios, în continuare, să văd legea asta salarizării promulgată, de altfel, de președintele Iohannis, cum va ajunge. Chiar sunt foarte, foarte curios, știi? Inflație, în primul rând, deprecierea monedei naționale, al doilea mare efect, deficit, pentru că ne împrumutăm într-o veselie. Da. Aproximativ 1 miliard de euro, am înțeles, pe lună. Nu? Ceva de genul ăsta. Ușurel, da. Sunt nevoile guvernului pentru plata promisiunilor sau plata clienților, în final, că nu pentru toți ajung banii ăștia. Așa și nimic altceva. Absorbție de fonduri europene, zero. Da, și mai trebuie să fac o precizare. Banii investiție, zero. Am primit un mesaj foarte interesant, de altfel, ca să fac o precizare, o precizare pe care Coman ar fi trebuit să o știe. E vorba de Cătălin Coman, ca să ne înțelegem, primarul de Fălticeni. Dar probabil că n-a ieșit din zonă, pentru că dacă ar fi ieșit, spre exemplu, ar fi mers către Iași, la o cumpărătură, la, știi, să vadă de un nădrag, de o cămeșucă, de ceva de astea, știi, de o ie, de o figură de asta. Dacă ar fi ieșit pe la Drăgușeni, care trebuie să fac precizarea, apropo de Bucovina istorică, nu era, ca să ne înțelegem, da? Este o poartă mare la Drăgușeni, drept în hat, între noi și județul Iași, adică județul Suceava și județul Iași. Știți ce scrie pe poarta aia? Pe frontispiciu, adică sus pe poartă. Știți ce scrie pe poarta de Drăgușeni? Bun venit în Bucovina. Și nu-i pus la Bunești. Îmi scrie un prieten și pe bună dreptate. Nu-i pusă la Bunești. Nu-i pusă, habar n-am, la Ițcani, a fost graniță. Nu-i pusă la Ipotești, pe apa Sucevii. Bă, nu-i pusă. E pusă
La Drăgușeni. Asta ca să-i dau așa un răspuns, să-i dăm un răspuns lui Coman vis-a-vis de povestea asta. Pentru că asta se așteaptă, să se intre într-o polemică pe această temă. Nu-i cazul, nu-i o prostie. Da, e mult prea mult, e adevărat. Da, e o prostie. Și cred în continuare că domnul Coman este doar o victimă pe acest subiect. Practic, i s-a servit ca să fie în această dimineață tocat de toată lumea. Pentru că e o prostie, toată lumea știe că e o prostie. Și domnul Coman înseamnă prea mult, spun eu, pentru PSD și pentru viitorul PSD-ului, ca să fie lăsat în pace. Cineva trebuie să-l... Da, să-l mai tempereze. Să un pic, așa, să ajungă în acea zonă cunoscută și apreciată de vechii PSD-și care știu ei cum trebuie tratați tinerii ăștia care pot avea, pot emite pretenții la un moment dat. Da, tot războiul lor e în final. Dar și nu trebuie căzut în capcana asta. Nu e o temă serioasă. Nu ai cum să vorbești serios despre acest lucru. Corect. Da, dacă... În fine. Asta este, nu-i, vă spun, am fost la Fălticeni, chiar mi-a plăcut, nu, multă lume, s-a mișcat, se mișcă, bun, încă mai sunt problemele de început, știi, mi-aminteam cum au fost primii ani la Humor, cum au fost primii ani la Cacica. Timid, dar pe drumul bun. Oamenii, da, dar încearcă să facă lucruri bune acolo și păcat, da, în cazul ăsta când dintr-o dată, pentru că primarii de acest tip, să nu uităm că am dat două exemple, da, Humorul și Cacica, nu? Acolo administratorii localităților întotdeauna au fost încurajați de comunitate, comunitatea a fost în jurul lor și așa mai departe, au fost votați în continuare, Humorul e cel mai bun exemplu, nu? Atunci au început lucrurile. Și pe modelul ăsta, Coman poate deveni extrem de periculos pentru PSD și pentru cei care încearcă să țină controlul permanent în PSD. Așa că nu, repet, nu, chiar nu are sens să discutăm despre o temă care nu e importantă. Care să zic că o temă care nu se merită. Să spun doar că euro e cotat astăzi la 4,5539, dolar american la 3,9915 și este în urcare atât dolarul cât și euro. Astăzi, subtitlul Remember, 3 iulie 1854, s-a născut compozitorul, muzicologul și dirijorul Leos Janáček, cel mai important compozitor ceh al secolului 20. S-a născut prozatorul ceh de origine germană Franz Kafka în 1883, iar în 1900 a avut prima ascensiune a unui dirijabil Zeppelin. În 1933 a încetat din viață istoricul Mihail Șuțu, membru al Academiei Române, unul dintre primii numismați din sud-estul Europei. Și tot astăzi în România este Ziua Justiției. De asta se discută despre această inițiativă astăzi la Ministerul Justiției. Spuneam, e vorba de acea ordonanță 13 care încă face deliciul, așa cu ghilimele de rigoare, adică încă este în atenția băieților. Dragnea trebuie, până la urmă, obligatoriu și o doresc, trebuie să fie prim-ministru. Ferească Dumnezeu! Florin, mulțumesc pentru că am stat și am povestit. Eu mulțumesc pentru invitație. Zi frumoasă, săptămână minunată să aveți, Doamne ajută! Zi răcoroasă, ne vedem de dimineață aici. Rămâneți cu programele noastre, programele Bucovina TV. E o zi mai răcoroasă astăzi, doar 21 de grade pentru Suceava astăzi, pe timp de zi, noaptea undeva pe la 14. Spunea că am intrat într-o săptămână cu temperaturi care nu vor depăși ziua 24 de grade, noaptea între 14 și 15 grade. Vom avea o săptămână cu soare, dar și cu nori, și cu ploaie. Va fi o săptămână amestecată, toată săptămâna asta de debut, așa, de lună iulie, de debut, de lună a lui cuptor. C'est la vie. De dimineață erau doar 16 grade, un picuț răcoros, dar asta nu înseamnă că nu puteți să vă faceți plăturile curare și nu înseamnă că nu puteți să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!